Nu vă place coafura mea? Nici mie nu foarte tare îmi place. De ce o să o duc până la capăt? Am început să mă tund, dar mi s-a terminat bateria și am pus la încărcat aparatul. Și cât se încarcă, m-am gândit să vă spun cam așa arată și justiția românească. Dintr-o parte e frumoasă, de lăudat. Din altă parte, e borș cu știr, vorba dictonului popular. Și nu o spun din auzite, o spun din ce am pățit. De când, de vreo 3 ani sunt în România, mă tot judec, mai ales cu poliție, cu jandarmi, pentru că mi încalcă drepturi fundamentale. Am denunțat și la parchet, și la instanțe de judecată. Și am văzut că e justiție pentru aleși, e justiție pentru ei, pentru ele, elitele, persoanele de sus, cei care sunt la guvernare, pentru cei care au bani de avocați ca să inventeze tot felul de tertipuri și subterfugii. Dacă ești cetățean de rând, dacă ai venituri mici, conform legii românești, dacă ai venituri mai mari de 300 de lei, nu poți avea avocat de stat. Dar dacă ai numai 300 de lei, oare îți mai rămâne de ceva, de viață? 300 de lei în România înseamnă un venit mizerabil, din care îți ajunge doar de pastă de dinți și de pâine. Mă tem cu oamenii cei care au doar 300 de lei pe lună, nici nu știu că există avocat de stat că poate să ceară asistență juridică garantată. Iar dacă ai 310 lei sau 500 sau 800 de lei, ce servicii poți să pretinzi de la avocat? Să-ți facă o cerere de chemare în judecată și atât, după aceea trebuie să te duci singur. Bine, eu am avut norocul excepțional să fiu găsit sau să dau peste un avocat care mă ajută din oficiu, dar chiar și așa, când mă judecam singur, pentru că în materie de drepturile omului mă pricep și eu, nu prea știu proceduri, dar nu-i greu de citit niște legi și te descurci. Am câștigat doar un prim proces împotriva jandarmeriei pentru proteste rezist din septembrie 2017 și iată, deja cu avocatul am încercat să recuperez cheltuielile de judecată, pentru că aici fiecare etapă te costă, faci o plângere, o cerere de chemare judecată, taxă judiciară 20 de lei, faci un apel sau un recurs, taxă judiciară de 20 de lei. Am încercat să recuperez banii aceia și nu i-am recuperat nici acum, așa au trecut deja 2 ani de când s-au pronunțat în instanță și au zis că cererea noastră e legală. Ca să vă dați seama câtă birocrație și câtă bătaie de joc de drepturile omului. Ba mai mult, dacă te plângi pe un abuz polițienesc sau jandarmeresc, îți examinează cererea parchetul și până acum, cu excepția unui singur caz, toate cazurile, și am denunțat vreo 4-5 până acum, un singur caz care încă e pe rol, încă e examinat de acuș, se împlinește anul și parchetul Bolintin Vale încă nu a emis o ordonanță, încă nu mi-a comunicat-o. Poate ei au emis-o, cum au făcut și cei de la Cornetul. O emiteau în noiembrie și mi-o comunicau în primăvară sau în vară când insistam și ceream situația dosarului. Dar cu excepție celor de la Bolintin care încă nu mi-au comunicat, toate celelalte parchete mi-au respins plângerile mele penale, chiar dacă eu cred că erau justificate și erau unele abuzuri importante, grave, altele mai puțin importante. Ei bine, contestam la procurorul următor, ierarhic superior sau la șeful procuraturii a parchetului, acela tot îmi respingea, după care mergeam la judecătorul de instrucție, cum se zice la noi, dar dincoace se numește altfel, și de fiecare dată judecătorul nu doar că îmi respingea plângerea, ci mă punea să plătesc și cheltuieli de judecată. Într-un caz au fost vreo 200 de lei, iată în ultimul caz, acum s-a pronunțat ultima oară un judecător de la Tribunalul Militar, m-a pus să plătesc 100 de lei și astea sunt niște bani enormi, mari pentru mine, nu? Deci astfel de cazuri și am cheltuit toate veniturile minime pentru care statul mi-ar fi dat avocat din oficiu. Deci vă dați seama că e un lux să apelezi la justiție, să,
să încerci să-ți aperi drepturile. În România așa ai făcut sistemul încât apelează la justiție numai cine știe că probabil are o înțelegere cu avocații, cu judecătorii, cu parchetul, cu procurorii, sau, nu știu, cine vrea să apară la televizor, că îl arată din când în când că merge în instanță, sau nu știu cine apelează la justiție, dacă în materie de drepturile omului de atâtea ori m-am plâns, de atâtea ori am fost refuzat. Nu-i bai, că eu mă plâng și la CEDO după aceea. Am deja două cereri trimise și încă vreo 3-4 așteaptă pe rând, iată, pentru că mi le servește parchetul și justiția. Și o să fac o aglomerație de vreo 5-7 cereri la CEDO împotriva României, așa cum am pățit-o și cu Republica Moldova, și când o să înceapă să-i condamne judecătorii de la Strasburg, sper că o să condamne guvernul României, abia atunci o să, ce o să facă, ce o să înceapă? O să-și schimbe cu puțin atitudinea polițiștilor, jandarmilor, a procurorilor și a judecătorilor față de mine. Dar nu o să se schimbe față de toate astfel de cazuri. Sistemul de drept românesc, drepturile omului în România sunt la pământ. Sunt într-un hal fără de hal, cam cum arată coafura mea intermediară. E depus umărul, e de luat soarta în mâini, oameni buni, și de schimbat ceva, pentru că acum nu e bine și poate să ducă la multe abuzuri și revolte, cum se întâmplă, iată, în Statele Unite.